Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 33 de ani, care în perioada martie-aprilie 2019 a comis pe raza municipiului Ploiești un număr de 6 infracțiuni de tâlhărie prin smulgerea cerceilor victimelor, dar și a unui lanț. Bunurile au fost recuperate, însă 4 din aceste infracțiuni nu au fost reclamate de victime. Pe această cale facem un apel persoanelor vătămate să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție pentru a sesiza infracțiunile săvârșite asupra lor și pentru a-și recupera bijuteriile.